Într-adevăr, o zi foarte frumoasă, Daniel. Nu știu de ce ai mai venit la serviciu așa de dimineață, pot să spun eu. Cu atâta soare. Era și păcat, n-am vrut să te las să te bucuri singură. De asta am venit. Spune că nu avem avertizări de vreme rea sau mai știu eu ce, că așa se întâmplă în weekend. Nu, Doamne ferește, weekendul ăsta, nimic, soare. Că muncim noi, așa. O zi excelent, nu știu ce să spun aici. Te ascultăm. Ziua de astăzi ne aduce vreme frumoasă și în încălzire peste tot. Temperaturile maxime ajung în intervalul 23-31 de grade Celsius, iar către seară e posibil să plouă puțin în masivele montane din vestul țării. Să vedem cum va arăta vremea în fiecare regiune a țării și începem cu Dobrogea și Bănăgana. Aici, norii se risipesc și vom avea o zi însorită, fără precipitații, doar vântul va sufla puțin mai tare, iar temperaturile peste cele înregistrate ieri vor ajunge la 28 de grade Celsius, la 25 de grade Celsius, iar apa mării, în cazul în care vor avea curajul să facă o baie, 19 grade Celsius. Atât pentru moment. Revin puțin mai târziu cu noutăți. Diana?